Și-a ucis consoarta cu mai multe lovituri de topor în cap. Grozăvia s-a produs în satul Albinețul Vechi din raionul Fălești. Totul a pornit de la o ceartă banală între soți. În ziua dinainte tragediei, bărbatul care a muncit la un vecin s-a întors acasă într-o stare avansată de ebrietate. Femeia i-a amintit soțului că a doua zi de dimineață trebuia să transmită printr-un șofer de microbuz o geantă pentru fica de la Chișinău. Dimineața însă bărbatul nu s-a lăsat dus și pace. Înfuriat din cauza insistențelor femeii, acesta a început să strige la soție, dar lucrurile nu s-au oprit la înjurături. Acesta a ieșit în curte după topor. Erați în stare de bretare? Ei, nu chiar tare. Eram nervos. E când a trecut, m-a spus că mă duc iar să duc sungă. M-a zis o culcată. Eu în timpul zis m-am scolat și m-am dus după topăraș. Dar știți că au văzut după topăraș? Când obșe, m-a să trase din mine. Bărbatul a dat de 6 ori în soție cu toporul. Da. Pentru fapta sa, acesta urmează să stea în următorii 25 de ani după gratii.